Bună ziua, dragilor, și bun venit la o nouă lecție de geografie! Haideți să ne reamintim! Care sunt zonele biogeografice din țara noastră? Așa cum putem observa și pe această hartă, în țara noastră întâlnim zona stepei și silvostepei, cu galben pe această hartă, galben închis, zona stepei, galben deschis, zona silvostepei, zonele de pădure, cu păduri de stejar, păduri de stejar pufos, cer și gârniță, pădurile de gorun, pădurile de fag sau de fag în amestec cu brad și pădurile de molit. Apoi zona munților înalt, zona alpină, cu tufărișuri și pășuni alpine, respectiv vegetația azonală, vegetație de luncă, vegetația deltei Dunării. Începem cu stepa. Zona stepei corespunde regiunilor joase din sud-estul țării noastre, câmpia Bărăganului, cea mai mare parte a Podișului Dobrogei, câmpia Siretului Inferior, unde climatul are influențe continentale, verile sunt fierbinți și secetoase, iar iernile geroase. Din cauza că aici precipitațiile nu depășesc de obicei 450 de mm pe an și care nu sunt distribuite uniform de la un anotimp la altul, vegetația este adaptată la căldură și secetă. Formațiunile vegetale cele mai întâlnite sunt ierburile, cum ar fi colilia, năgara, dar și arbuștii, cum ar fi măceșul. Cea mai mare parte a terenurilor au utilizare agricolă datorită solurilor fertile din clasa molisolurilor, cernoziomuri și soluri bălane dobrogene. Fauna este constituită de animale mici care se hrănesc cu ierburi și semințe. Printre acestea se numără specii de rozătoare, cum ar fi șoarcele de câmp, hârciogul, popândăul, iepurile de câmp, păsări precum prepelița, șerpi și șopârle. Zona silvostepei cuprinde câmpia Moldovei, sudul Podișului Bârladului, sudul și estul câmpiei Române, dar și cea mai mare parte a câmpiei de vest. În aceste zone, datorită climatului mai umed decât în zona de stepă, s-a dezvoltat o vegetație în care pajiștele erboase se îmbină cu pâlcuri de arbuși și de pădure, stejar pufos și brumăriu. În cea mai mare parte, vegetația inițială a fost înlocuită de peisaje agricole, asta și datorită solurilor fertile din clasa molisolurilor. Asemenea zonei de stepă, în zona silvostepei întâlnim numeroase specii de rozătoare, vulpi, păsări, șerpi și șopârle. Ce se cultivă în zona stepei și a silvostepei? Enumerat cel puțin 3 plante de cultură din aceste zone. Aștept răspunsurile voastre în secțiunea de comentarii acestui video. Atât pentru astăzi, dragilor, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept data viitoare la o nouă lecție de geografie. Până atunci vă doresc sănătate și succes!